Viața cu lui. Fiți atenți! Oh, o să vă prindă vampirul! O să vă transforme în lilieci! Ah! Oh! Ochelarii ăștia tridimensionali! Am crezut că liliacul se îndreaptă spre mine! Mă prinde de păr și mi se așează pe frunte! Numai mamele sunt destul de curajoase ca să-l gonească! Pleacă de pe fiul meu! Mamele sunt puternice! Pe mama o chem când ești speriat! Niciodată nu fugi să-ți chem tatăl! O chem pe mama! Ai grijă! O cheamă pe maică-sa! Săptămâna trecută a ucis un monstru! De ea trebuie să vă feriți! Mamele sunt puternice! Să revenim la film! Să vedem dacă mai supraviețuiesc cu noi ataca liliacului din Borneo! Miracolul din Southern Nile, Wisconsin. M-am născut într-o familie numeroasă. Primii ani de viață au fost o fericire. O familie mare însemna să nu te simți singur, să ai o mulțime de parteneri de viață și o grămadă de cadouri. Totuși, când am împlinit 4 ani, am descoperit că familiile numeroase au un dezavantaj. Frații mai mari. Oh. Aveam 3 frați mai mari care considerau că e de datoria lor să mă terorizeze neîncetat. Să nu cobori acolo, lui. De ce? Acolo locuiește ursul zăpezilor din Wisconsin. Știi cu ce se hrănește? Cu băieți pe nume lui! Atunci noroc că sunt sus. Te poate prinde dacă vrea. În locul tău nu aș dormi la noapte. Mă convinseseră că ursul zăpezilor locuia în pivnița noastră. Ani de zile am refuzat să cobor acolo până când am crescut. M-am deșteptat și am căpătat un frate. Tommy, vino încoace. Ce e? Voiam să spun că acolo jos în pivniță e un urs care... Mama, am fost adoptat de la niște oameni cu mutre de broscoi? Firește că nu, puiule. Crezi că ți-ar spune? Mai bine de 3 ani am petrecut fiecare clipă scornind noi moduri de a-mi teroriza fratele. Tommy! Dar într-o zi geroasă de decembrie, situația s-a schimbat. Genial! În acea seară se difuza ultimul episod din Vânătorul Nocturn, Câinele Justițiar. Nimic nu mă putea împiedica să-l urmăresc. Nu atingeți butonul! Nu părăsiți camera! Nici să nu vă gândiți! Urmăriți ultima aventură a Vânătorului Nocturn, Câinele Justiției! Întocmisem un plan absolut genial. Hei, lui! La ce te uiți? La Vânătorul Nocturn, Câinele Justițiar, ultimul episod. Wow! Pot să mă uit? Nu, e televizorul meu. Ba, pot! E o țară liberă! Planul meu decurgea perfect. Prevăzusem fiecare aspect. Lui, Tommy, îmbrăcați-vă! Cu o singură excepție. Plecăm la bunica. De ce trebuie să mergem? Pentru că o iubim. Bunica e bolnavă de gripă. O să-i pregătim cina și nu i-ar strica puțină companie. Mama consideră că la necaz ai nevoie de companie. O să mă simt oribil și o să am parte de companie. Andy! Ai grijă, frige! Era timpul să modific genialul plan. Stai puțin! Tommy nu trebuie să stea în preajma bolovanilor. E sensibil. Anu! O să răcească imediat. Frumoasă încercare, dar nu ține. Nu-ți amintești când i-a fost rău? Ți-am spus că pot să mănânc o bucată întreagă de unt. Era unt pe toată bancheta din spatea mașinii. Copilul are dreptate. La prânză am mâncat chili și suc de grapefruit. Închipuiesc ce mizerie ar putea să facă în mașină. Copiii ar trebui să rămână acasă. Știu și eu, Andy. Haide, abia am reușit să scoatem mirosul de unt. Bancheta s-a pătat. Nu, nu știu, Andy. A început să ningă. Ce tot îndrugi? Zăresc 2 fulgi. Sunt vreo 3. Laura o să vă pregătească cina. Asta da, o spăț. Ne întoarcem peste 2 ore. Pupați-o pe bunica. Și din partea mea. Da, imediat după ce îmi masez picioarele bolnave. Numerele de telefon de urgență sunt pe frigider. Da, cu bine. La revedere. Să vă descălțați înainte să vă urcați în pat.
asta de gunoi s-a umplut? Da, citește-ne și testamentul. Să plecăm de aici înainte să explodezi. Nu-ți facem griji, dragă. La vârsta de 5 ani aveam propria casă și 3 slujbe. Acum că părinții plecaseră, frații și surorile mele și-au asumat responsabilitatea. Ne vedem mai târziu, dacă sună părinții să nu afle că am plecat. Cine ne pregătește cina? Se ocupă Danny. A lui, am plecat, vă pregătește Carol cina. Unde plecați toți? Sper că sunteți nu-i nimic dacă stai pe tămasă lui. Cel puțin puteam urmări în liniște vânătorul nocturn. Singura problemă era ninsoarea de afară. Începuse să viscolească și imaginea se stricase. Din fericire eram dotat cu o antenă specială. Mai spre stânga. Nu, stânga ta. Mai mult. Bine, acum ridic-o puțin. Mi-e amuzat, nu văd. Bine, iată-l pe vânător. Oh, stai, sunt doi vânători. Tommy! Mi-a mărțit brațul. În timp ce eu reglam antena, tata se confrunta cu alte probleme. Bine, hai să terminăm o dată. Ce faci, bunico? Ești bolnăvioară? Nu te simți în apele tale? Poftim! Uite niște supă și niște șervețele. Ia medicamente. Așa te vreau, dragă. Deja arăți mai bine. Gata, iubito, hai să ștergem. Andy, drăguț din partea voastră să vizitați o bătrânică. Veniți aici să o îmbrățișez. Ce zice să ne faci cu mâna, bunii? Nu ar fi mai bine? Andy, nu fi copil, dragă. Mama, cum te simți? Păi, acum că veni vorba, nasul îmi curge ca Amazonul. Micul dejun stă să-mi iasă din stomac și capul îi e plin. Bine, mersi că ne-ai spus, bunico. E mult mai bine decât aveam nevoie. Dacă aveți nevoie de mine, sunt în camera cealaltă. Încerc să scap de microbi. Am înghețat! Hai lui, vreau să intru! Scapă, prinde-l, vânătorule! Lui! Nu mai scânci, vrei să-ți sun adevărații părinți cei cu fețe de broască? Vor veni imediat să te ia! Nu mai simt brațele lui! Mai sunt doar 10 minute! Să fie acesta sfârșitul vânătorului! Justițiarul nu va arăta oare! Oh, Tommy, ce ai făcut? Nimic! Uite, s-a întrerupt curentul! Grozav, ai întrerupt curentul în tot orașul. Ce ai de spus în apărarea ta? Mi-e foame! Și mie! Așa, ce te tentează? Nu știu, ce e aia? Limbă! Limbă? Asta se mănâncă? Da, e o delicatesă. Îți amintești de domnul Holloran, cel care a murit anul trecut? E limba lui, mama a păstrat-o. Oribil! Dar asta ce e? Friptură! Nu cred că ai vrea să știi povestea ei. Ei, uite! Pizza! Ce ia bine! Ia de tun! Curentul fiind întrerupt, eram nevoit să improvizăm. Nu și tu! Andy, aș bea un pahar cu apă. Sigur, chiuveta e chiar aici. Gaura mare din perete. O recunoști? Andy! Voiam să zic că... imediat îți aduc, bunico. Ce drăguț e. Nu vreau apă de la chiuvetă, dăm din sticlă. Nu-i prinză? De-aia trebuie să plecăm. Trebuie să așteptăm până încetează ninsoarea. E viscol afară. Ce? Te referi la vânticel? Pe vremea asta făceam plajă când eram la datorie la Ice Station Zebra. Un pahar, Andy. Poate că așa o fi, Andy. Dar tot nu știu cum putem ajunge acasă. Poate doar dacă vrei să-ți croiești drumul cu lopata. Andy, să nu te calicești la gheață! Ești de-n cap cu un bloc de gheață, da. Andy! Vin imediat, bunico! Abia aștept să ți-l aduc. Ți-am spus să n-o pup pe babă! Îți dă microbi ca pe niște bomboane de Halloween! Apciu! Băi, măcar acoperă supa! Cred că s-a făcut. Mă simțeam matur și responsabil. Totul era sub control. Perfect! Crezi că e bine să mâncăm în patul tate? Băi da, de ce nu? Nu o să împrăștii pizza în patul meu. Ce-a fost asta? Probabil niște țurțuri căzând pe stradă.
Sau poate au căzut pe acoperiș. Țulțuri în pivniță? Sunt părinții mei, cei cu mutre de broscoi, au venit să mă ia. Ba nu. De unde știi tu? Am născocit povestea despre părinții tăi. Nu e adevărată. Atunci ce e în pivniță? Ursul zăpezii din Wisconsin. Nu te cred, sunt broscoii. E ursul zăpezii din Wisconsin. Ba-s broscoii. Ba e ursul. Dovedește. De acord. În urma celei mai stupide discuții din viața mea, nu aveam de ales. Trebuia să vizitez lăcașul ursului zăpezilor. Ți-a frică lui? Nici gând. E frig acolo. Trebuia să mă etanșez. Vrei să înghezi de frig? Mai bine îi așteptăm pe Denis și pe Laura. Las-o baltă. Eu sunt șeful. Mă ocup eu. Oricine ar fi în pivniță să se ferească, vin jos. Da, și are o pompă în mână. Mersi. S-a speriat dacă e toaletă. La o parte din drum. Cobor! Dacă e ceva fioros aici, ascunde-te până plec. Oh, n-ar trebui să fie deschisă. Hei, am căutat asta. Pun să o păstrez, nici măcar nu vreau. Nu e amuzant. Lui, nu mi-e frică. Hei, cine e acolo? Vai, ce zgomotos ești. Fii fără grijă, e doar... Nu mi-e frică, auzi? Nu mă sperii! Așa! Mersi, bunico. Nu mai trebuie să-mi speli pentru cine. Andy, dă-mi un șervețel, te rog. Folosește mâneca mea. Încă unul, te rog. Încă unul. Ia-le pe toate. Mai e apă în sticlă. Andy, îmi dai aspirină? Nu-mi dă cineva muniția? Andy, apa e prea caldă. Andy, supa e prea rece. Gata! Ajunge! Mă scoateți din minți! Andy, suntem bolnavi. Mie-mi spuneți! Dacă aveți nevoie de mine, sunt afară în viscol, unde o să am puțină liniște. Ce face acolo? A luat o lopată. Da? Curăță poteca. Acum curăță strada. Ce drăguț! Curăță strada dinspre autostrada 295. Voi de mine! Am ajuns la barieră. Să fiu al naibii! E timpul să plecăm. Scuză-mă, lui, n-am vrut să te sperii. Ba da. Ce căutați aici? Când s-a întrerupt curentul, am venit să vedem ce faceți. Ce căutați în pivnița? A fost ideea lui Grunewald, voia să vă sperie. Stai puțin, ai zis că nu asta voiați. Scuze. N-a ținut, nu m-am speriat. Ai leșinat. Te-am păcălit, dormeam puțin tel. Dorm iepurește. Unde e restul familiei? Hei, mă duc să-i zic lui Tommy că totul e în ordine. N-a fost nimic, Tommy, doar o vizită de la comitetul de primire. Tommy! Ți-ai pierdut fratele lui? Wow, dispar ca măgari în ceață! Unde naiba e? Nu e momentul să ne jucăm de-a vați ascunselea! Tommy! Tommy, ești aici? Tommy, ești aici? I-a dispărut haina! Tommy! 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 Unde ești? Tommy! Cred că a plecat în pădure. Dar acolo locuiește ursul zăpezii din Wisconsin. Ce? Toată lumea știe. Hai să mergem. Nici gând, vă va face bucăți. Nu-mi vine să cred. Ursul zăpezilor nu există. L-a mâncat Yeti cu ani în urmă. Nu te văd alergând spre pădure. Aș veni lui, dar nu-i fratele meu. Rudele lui ar trebui să o ia înainte. Grunewald are dreptate. Astea-s regulile. Bine, am plecat. Dacă nu vin într-o oră, chemați poliția. Stai, lui! Nu cred că trebuie să pleci. Ce vrei să spui? Uite! Tommy? Ei bine, asta a fost tot. Da, bine, bravo ție. Tata ar trebui să o repare. Sărăște-te, Tommy. Tommy? Ce vrei? Ce cauți aici? Am fugit. În garaj? Aștept să înceteze ninsoarea, apoi plec în Cleveland sau în Spania sau undeva. De ce ai fugit? M-ai speriat. N-am vrut. Grunewald era în pivniță. M-a speriat, am leșinat. Grunewald s-a ascuns săptămâna trecută în dulapul meu? E
Nu, sunt fratele tău mai mare. Intră în fișa postului meu. Frații mai mari mă speriau, iar eu te sperii pe tine. Eu pe cine să sperii? Sunt mezinul. Doamna Morison a născut de curând, ai putea să-i sperii bebelușul. E doar un copil. Asta nu m-a oprit când tu erai mic, ți-am turnat bronz pe ghete când erai încălțat. Știi ceva? Nu te mai terorizezi. Și poți exersa cu mine până crește copilul Morisonilor. Bine? S-a făcut lui. În spatele domnului, eu sunt să vezi din Wisconsin. Cu mai mult sentiment. Nu glumesc. E mai bine. Nu glumesc. Bravo, te-ai prins. Lui! Hai, nu e nimeni acolo. Vezi? Nimic. Băi! O veveriță! Ei, lasă-mi copilul! Mersi, tată. I-am dat o lecție să nu se mai pună cu Andersoni. Andy, era doar o veveriță. Nu fi așa de sigură, frumoasă? Arăta ca veverițele ucigașe despre care tot au. Așa ne-a salvat tata de veverița ucigașă. Firește, în familia noastră întâmplările evoluau când le relata tata. Așa că de ziua recunoștinței, vezi, nu-i nimic. Ia-l de aici, un raton ucigaș! Hei, lasă-mi copilul! Ajutor! Wow, e cel mai mare raton! Bravo, tată! Bravo, tată! 5 ani mai târziu. Sunt copiii mei! Vezi-ți, dai tăi! Dai bizonului o lecție! La fel și ție, amice! Ce bizon rău, ce bizon rău! 10 ani mai târziu, povestea a luat forma finală. E ursul zăpeților! Străduiește-te mai mult, părosule! Am văzut ori și mai mari! Tată, grijă! Spune-ți rugăciunea! Cârta! Nu vă uitați, copii! Lovitura de grație! Pa, ursulețule! Bravo, tată! Să nu se mai alătrânte cu un militar! Când am fost cantonat pe frontul siberian, vânam urși rusești ca să fac rost de bani. 5 ruble pe o blană de urs, că știam cam $25. Și nu era frică? Glumești? Am petrecut 17 ore cu bunica ta. Crezi că mă mai sperie un ursuleț? Te-ați lipsit, copii. Firește, toate versiunile poveștii aveau același sfârșit. Regret, nu o îmbrățișați pe doamna, e contagioasă. S-a molipsit de la maică, s-a bătrânat tifoide. Bine, îmbrățișați-o. Oricum ne-am molipsit cu toții. Cât mă bucur să vă revăd, băieți. Ce lume. În sfârșit încetase nințoarea. Pana de curent se sfârșise. Frații și surorile mele se întorseseră acasă. Tommy, dormi? Acum nu. Am ceva pentru tine. La mulți ani. Da, sigur. Dar nu e ziua mea. Păi, vreau să uit când e. Am tot dreptul, sunt mai mare. Intră în fișa postului meu. Mersi. Hei, lui, crezi că ursul zăpezilor există cu adevărat? Îi promisesem fratelui meu să nu-l mai sperii. Nu, cred că nu. De unde știi? Adevăratul urs al zăpezilor se ascunde chiar sub patul tău. Da, te cred. Hei, intră în fișa postului. Vise plăcute, Tomasina!